Salutare, prieteni! Eu sunt Nevăstuica și astăzi începem quest-ul pentru a găsi survival game-ul pe care îl vom juca pe canal. De fapt, nu azi, am început acum vreo săptămână și ceva când am băgat This War of Mine. El este primul joc din care puteți să alegeți. Acum urmează să joc The Long Dark. Este un joc de survival în ceva înghețat pe acolo. E șmecher, cred eu. Vor mai urma și The Forest și poate un gameplay la Don't Starve, dar nu sunt sigur că la Don't Starve o să-i fac gameplay. Oricum, aveți în description un straw poll, adică un din ăla unde puteți votați ce joc să fac. Și o să vă rog să alegeți de acolo jocul. Jocul cu cele mai multe voturi va fi ales. Dacă sunt la egalitate, votul cu cele mai multe, bine, deși nu cred că o să se întâmple, o să alegem jocul cu cele mai multe like-uri pe YouTube. Oricum, să începem. O să joc la Sandbox, având în vedere că acum doar jucăm așa un intro, gen, pentru că dacă nu e ales, nu o să-l continui. Deci, să vedem la Sandbox. Vom fi barbat, cum să fim barbat, cum să fim barbat. Next, Mystery Lake, da, Mystery Lake. Mysterious geometric storm has brought your plane crashing down into the northern Canadian wilderness. How long can you survive? What am I living for and what am I dying for are the same question Margaret Atwood. Chestii inteligente de care mie nu-mi pasă. Haide, prese Nikki to continue. Fac E. O capa. Alan's Cave, peștera lui Alan. Cine este acest Alan și ce dorește de la mine? Asta este întrebarea mea. Asta e o vulpe moartă? Nu e un... E un cerb. Pana mea, nu știu, Scarecast Morden. Am nevoie de niște chestii ca să... Nu cunosc mecanicile acestui joc. Încă. Dar dacă îl votați, le învățăm împreună. Aici. E o chestie scârboasă. Un medkit. Vedem ce e în acest medkit. Energy bar. Take. Așa. Ok, am găsit niște chestii interesante acolo. Să vedem de ce am coborât de acolo. Pe aici ar fi cel mai bine să mergem. E aiurea că nu am niciun item gen cu care să fi putut lua carnea aia de pe acel cerb. Ne-ar fi prins bine acea carne, dar bine. Habar n-am de cât de bine ne-ar fi prins, având în vedere că habar n-am ce-i cu jocul ăsta încă. Dar v-am spus, dacă vreți și dacă o să fie el ales, o să-l facem pe el. Ideea e că chiar și o să vezi mult pe episodul ăsta despre alte chestii, poate. Oare pot să-mi merg pe gheață? Oricum, să-mi zic ideea mai întâi. Warmer, e mai cald. Vreau să zic că pe canal vom avea așa de obicei un joc survival sau un joc funny și un joc horror. Mereu o să fie odată la cel puțin la 2 zile, adică o zi un joc așa, o zi un joc așa. Deci odată la 2 zile o să avem un joc horror, pentru că ăsta e main-ul pe canalul meu până la urmă, un joc horror. Și cum altele astea pe sfârșite, o să trebuiască să alegem alt joc horror. Dar asta nu e o problemă, pentru că jocuri horror știu o groază și am ce să joc, deci nu vă temeți. La alea nu o să rămânem niciodată fără idei. Ce dracu fac eu pe această gheață? Gheață, 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 mult prea multă gheață. Pot să sar? Nu, nu pot să sar. Pot să-mi dau crouch totuși. Adică pot să mă târăsc. Sunt curios unde dracu ajung pe aici. Și ce naiba caut eu pe aici. Și sper să nu-mi înghețe caracterul. E interesant acest joc, pot să pareți că este foarte interesant, doar că eu nu cunosc mecanicile acum. Dacă ar fi să-l jucăm pe canal, adică gen să-l jucăm la cel mai serios mod, aș începe la story, unde probabil mi s-ar explica unele chestii de care aș avea nevoie ca să joc jocul. Acum doar vreau să explorez puțin lumea pe aici, voi să faceți o părere despre joc și să-mi spuneți dacă l-ați vrea pe canal, pentru că până la urmă tot ce fac pentru fanii mei, pentru voi. Lol, e frig. Lol, stai. Mi-am rupt glezna. Uite, văd acolo un cerb. Oare pot să iau de coarne să-l bat și să-l arunc pe deal? River, Northern Access.
A, mers pe un râu. Ei, văd acolo o crenguță, cred că e o creangă. Oare pot să-i dau harvest? Să o iau? Ce e acolo? Ai un om mort. Domnule, de ce ai murit? Ei. Hai, dăm drogurile tale. Știu că ai droguri la tine. Basic Wolf. Ui, pot să-l învârt către o. Take. Altceva? Nimic. Inventory. LOL, serios că am antiseptice și din astea? Where? Ok. Mi-am pus și ăla pe mine. I-am furat... eșarfa. Câteodată nu găsesc cuvintele și sunt la modul... eșarfa. Și dacă tot am vorbit atât de mult pe acest video, voi continua să vorbesc. Adică mă refer la faptul că... Oh my god, ăsta moare de frig aici. Acolo pare un loc bun în care nu cred că ar mai îngheța. Cred că ar fi mai cald acolo. Dar eu cred că mi-ar trebui să găsesc o cabană. Nu. Nu, 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 nu! Nu m-ai văzut. M-am văzut! Nu mă ataca pe mine, atacă cerbul. Tu fac asta, îmi dă... Să mă bag dracu undeva ca să nu moare asta de frig. E mai bine aici? Ar fi mai ferit aici, armor, așa e bine. O să stăm aici puțin până când nu mai e ăsta înghețat. Și vreau să vă zic un lucru. Că la 200 de subări ați văzut că o să facem un giveaway. O să fie atunci, o să aibă loc un info video cu când ajung la 200 de subări. O să fac un info video. Și o să vă zic ce trebuie să faceți. Basically, adică... De indicat ar fi ca atunci când fac info video, toată lumea se uită la el, bine, se uită la el, nu trebuie să se uite la el. Să lase un comentariu cu, nu știu, cu particip la giveaway sau ceva în genul, ca să fiu sigur. Dar trebuie să fiți și abonați la canal. Deci dacă nu sunteți abonați la canal și lăsați comentarii și sunteți ales ca și câștigător a unui joc sau unui skin, ați participat degeaba la giveaway pentru că nu primiți nimic. Ăsta, câștigătorul va fi ales prin randomizer. Și tot la 200 de subscriberi, când voi prezenta alesul, voi băga, va avea loc și tot atunci va avea loc și vlogul cu Q&A. Câteva persoane mi-au lăsat întrebări, le voi răspunde la toate întrebările, având în vedere că nu sunt multe persoane, deci pot să răspund la toate întrebările. Dacă e mai lăsați întrebări în orice video, nu contează, eu oricum mă uit la toate comentariile, e canalul încă mic și pot să mă uit la toate comentariile și pot să văd absolut tot ce îmi ziceți. Da, deci am început să-mi fac nervi pentru că nu se întâmplă nimic amuzant încă. Ce e cu acești bușteni? Suntem la bușteni aici? Nu, nu, nu suntem la bușteni. Fac. Ok, uite, parcă văd o cabană acolo, dar văd și un lup acolo. E bine că am pastile, am chestii din câte am văzut acolo. Tum 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 tum. Bla 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 bla, mă plictisesc. Sper că nu e atât de plictisitor acest joc în tot timpul, sau poate îl fac eu plictisitor, poate nu știu eu ce să fac. Uite acolo. Acolo mă voi duce, dacă nu mă mănâncă lupii. Lupul ăla îmi dă târcoale. Nu o să mă prinzi, lupule. Nu, nu. Nu, faggot, nu o să mă prinzi. Și lupii vâinează în haită. Unde este haita lui de lupi? Poate l-au abandonat pentru că este urât. Ar fi rezonabil. 84% condition, condition, condition. Ha. Ok, ăsta moare aici de frig. Mi s-a întâmplat și mie. Acum 2 zile, cred. Am avut de filmat pentru facultate. Și am stat vreo oră și ceva în frig, pur și simplu, adică am stat afară din ceva și după aceea am intrat într-un magazin și știu că am stat 10 minute și mi-am frecat mâinile pentru că eram la modul înghețat să rămâinile. M-am urcat în mașină și nu s-a întâmplat nimic, tot muream de frig. Aici să intru, ce aici, sunt niște...
Firewood. Oho! Lemn de foc. Bun. Și firelog. Trebuie să pot să intru în cabinele astea. Sper că pot să intru în cabinele astea. Dacă nu pot să sparg ușa. Pentru că sunt bărbat. So, cold. A, lol. Lol, loc bun. Plastic container. Se zice că e ceva în el. Nu, e gol. Dar i-a luat doar 10 minute să caute în el. Ar prinde bine să fac un foc aici, dacă aș avea unde, dar nu cred că am unde. Rest. Nu cred că o să dau rest aici. Metal container. Oh, ce asta? E bun. Pot să fac foc cu chestia aia. Ia aici ce. Hai scotăm. Hey, am găsit un fest amuzant, zici că o să fiu Lilian cu festul ăla. Câte chestii am găsit aici? Nu-i rău. Bedrollul ăla nu pot să-l iau. E mișto că poți cauți în orice chestie, adică orice chestie rămâne poți să o deschizi. Newspaper can be used as tin, dar nu-s bune, nu-s rele. Ok, în altă parte, nu aici, aici am deschis atunci, nu. Am un bedroll, de fapt, asta e bine. Voi ieși afară acum și voi controla și celelalte cabane. Ia, ce pot zic, e interesant jocul. Adică, ar fi unul din jocurile pe care chiar aș vrea să le joc pe canal cu voi. Hei, asta e bună, Storm Lantern. Normal că o iau. Down ski jacket. Condition 39. De ce dracu, mai am o groază de cărat. Adică mai am o groază de spațiu de cărat. Dar o să mă uit odată dacă... Bun. Un om mort. Ar fi comic să mă culc chiar aici, eu cred că ar fi amuzant. Condition 92, lol, cred că e bun. Încă un fes. Un ziar, newsprint, lol, nu mai ieșim ziar. Un flare. Mă, nevastă n-a găsit o sobă sau ceva în pușca mea până acum. Uite un mental container. Sau, cred că și asta e bună. Adică o să văd cum să fac să mă mențin cât mai cald. Tu container, nu container, nu. Cred că e iurea să trăiești în zonele astea, adică să trăiești să muncești cel puțin în zonele astea. Sper că pe aici, da. Văd niște butelii. Dar nu am ce drag să fac cu ele. E! Sunt Slenderman, m-am hotărât. Dar de ce aici n-am intrat? Că am intrat, le-am luat pe rând, totuși. Vedem ce e aici. Sper că nu corpul moarte la tot pasul. Uite niște lemn de foc. Niște șosete. I could use this. Da, adică... beef jerky! Am găsit niște pastramă de vacă. Hai frate, unde mă pot încălzi și eu aici? Nu mă pune să fac focul aici. Nu e rău, găsesc chestii bune. Adică am dat un loc bun, cred. Niște altă pastramă de vacă. Niște șosete, din nou. Can opener, nu-i rău. Probabil o să am nevoie de el, având în vedere că... Așa... un suc. Un newsprint. Oare pot să fac focul aici? Start fire. Ah, cannot start campfire indoors. Aha, nu pot să fac focul înăuntru, dar atunci de ce pușca mea n-au ăștia o sobă sau ceva aici la care pot să mă căsesc eu? Aici am umblat. Ai... Parcă am auzit voci. Nu știu. Ieșim din nou afară. Ca să-mi încălzesc puțin caracterul și probabil ca să fac outro-ul. E interesant jocul. O să mai stăm puțin la foc și o să vorbim acolo, o să vă vorbesc puțin acolo. Cred că aici pot să fac un foc și văd că sunt păzit bine aici. Eu așa zic, că pot să fac un foc și nu cred că ar fi rău să fac un foc aici. Tufar, aha, tufar, aici. Ok. Wood matches cu tinder plug, cedar firewood. Nu. Start fire. Oh my god, cât pot să iau să facă un foc. Adică eu fac focul în 5 minute. Dau drumul la
calorifer și gata. Ok, mai are 50 și ceva de minute focul. Cât stăm aici lângă foc să se încălzească ăsta? Cât mai aproape atunci? Se încălzește apoi? Sper să nu-i foc, totuși. Oricum, prieteni, vreau să spun că încheiem acest episod. Vă mai spun încă o dată, votați la Straw Pulse, vedem ce survival game facem. Sau dacă aveți alte chestii, puteți să-mi spuneți dacă vreți alt survival game. Oricum, până data viitoare, la revedere, prieteni!